Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit. Iată, este vineri seara. Afară este căldură mare, dar la noi aici este frumos și bine, este răcoare. Vreau să vă spun că în această seară prietenii mei invitați sunt interpreții de muzică populară. Andrada Cârciumaru, Georgian Birceanu și Alexandru Popa, trei interpreți tineri din Argeș și ce duc mai departe atât cântecul popular, dar și portul popular de aici, de la noi, din această zonă extraordinar de frumoasă a Argeșului. Vreau să vă spun că în această seară ne puteți urmări online la adresa www.argeștv.ro, ne puteți urmări live pe Facebook în toată țara și, de ce nu, în toată lumea, dar argeșenii noștri dragi, dumneavoastră, stimați telespectatori, puteți intra în legătură directă cu noi pentru a oferi dedicații muzicale tuturor sărbătoriților zilei, dar și sărbătoriților de ieri, ce au purtat numele de Petru și Pavel, la numărul de telefon 0348 445544. Și pentru că tocmai vorbeam despre Sfinții Petru și Pavel, dați-mi voie să le spunem și noi de aici, între colectivul Argeș TV, la mulți ani cu sănătate tuturor sărbătoriților zilei de ieri. Iar acum o să le spun bun venit invitaților, prietenilor mei. Bună seara și bine ai venit în cadrul emisiunii noastre, Ioana și prietenii, Andrada Cârciumaru. Bună seara și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și știți că de fiecare dată când mă veți chema, voi reveni cu cel mai mare drag. Da, și îți mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în ultimul timp ai răspuns prezent atât în cadrul emisiunii Ioana și prietenii, dar și la filmări pentru emisiunea Album Folcloric, ce se difuzează duminica începând cu orele 19. Îți mulțumesc și vreau să-ți spun că ești o tânără interpretă de muzică populară, ce ai pornit cu dreptul pe drumul cântecului popular și întotdeauna trebuie să apari acolo unde îți dorești, să apari la emisiunile care tu consideri că pe tine te ajută și, bineînțeles, să iei din aceste emisiuni și din întâlnirea cu alți interpreți, poate mai mari decât tine, exact ceea ce tu consideri că ți este bine pentru tine. Vă mulțumesc mult! Deja avem telefon. Alo! Alo, bună seara, domnișoara Ioana! Bună seara, doamna Ioana! Bună seara și invitaților dumneavoastră cu voci și calități deosebite, în special Andrada, o fată deosebită. Adică mulțumesc din suflet. Da, mulțumim frumos. Întreaga emisiune să fie dedicată pentru dumneavoastră, pentru toți invitații, pentru cea mai bună cumnata mea, Elena Nicescu, da, pentru nepoțelul meu Ștefan Alexandru, pentru toți iubitorii de folclor, începând cu domnul Nicu Mihai, domnul Nicu Vla și absolut toți de vă urmăresc. Da. Și în ultimul rând, pentru toți soliștii zonei Curtea de Argeș, Pitești, Câmpul Lung și pentru domnul Crinu Spătaru. Să aveți o seară cât se poate, da, de frumoasă, un weekend fericit și tot ce vă doriți. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ioana, și vă mai așteptăm aici în legătură directă cu noi. Toate melodiile interpretate de acești tineri minunați să fie pentru sufletul dumneavoastră și pentru nepoțelul dumneavoastră ce ne urmărește de fiecare dată aici la Argeș TV. Stimați telespectatori, vreau să vă spun că Nicușor Ionit ne-a lăsat pentru această emisiune 5 CD-uri pe care le puteți câștiga dacă intrați în legătură directă cu noi sau numai dacă intrați în legătură directă cu noi în această seară la emisiunea Ioana și prietenii. Bună seara, Georgian, și bine ai revenit în cadrul emisiunii noastre Ioana și prietenii. Într-o zi atât de călduroasă, dar o zi specială pentru tine, pentru că nu de mult timp tu ai realizat un album intitulat Am copii, sunt om avut, un album ce conține melodii, zic eu, foarte frumoase și pe care tu îți dorești să le aduci cu de fiecare dată și cât mai des în fața publicului cu mult drag. Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, așa este, cum spune și dumneavoastră, albumul este lansat de curând și vreau să ajungă la sufletele tuturor iubitorilor de folclor. Cu siguranță va ajunge, pentru că tu ai pus suflet, ai muncit foarte mult la acest album, ai avut această ambiție extraordinară de a imprima cu orchestra Valahia, o orchestră profesionistă, condusă de violonistul Marius Zorilă, un adevărat profesionist. Aș putea spune că este un violonist desăvârșit, recunoscut de către specialiștii de folclor și nu numai, de către spuma muzicanților din România. Așa este? Da, așa este, aveți mare dreptate. Participă la diverse evenimente importante în țară, unde se duce împreună cu orchestra, acompaniază chiar și spectacole de muzică clasică,
Deci da. Pot să spun că abordează un spectru mai larg de cântece, de genuri muzicale. Exact, de genuri muzicale. Da, iar acum o să-i spun bun venit lui Alexandru, Alexandru Popa. Bună seara și bine ai revenit, Alexandru, în emisiunea noastră, Ioana și prietenii, și dăm voie să spun că telespectatorilor că în această seară le-ai adus noutăți muzicale și mă bucur foarte mult. Vă mulțumesc, domnișoara Ioana, că sunt alături de dumneavoastră. Mă bucur de fiecare întâlnire. Mă bucur pentru că, dincolo de orice detaliu, toate începuturile mele duc spre dumneavoastră și știu că orice revedere este o aducere aminte la acele momente de început. Da, am venit cu materiale noi, sper să fie pe placul iubitorilor de folclor. Vom vedea din comentarii, din telefoane, din mesajele pe care le primim fiecare dintre noi. Aș vrea să te felicit pentru faptul că nu ai pornit de mult timp pe acest drum, însă, iată, ești ambițios, ai reușit să mai imprimi câteva piese în afara celor pe care le aveai deja și, în același timp, iată, te-ai angajat și la munca de realizator la o altă televiziune de aici, de la noi, din Argeș, și, ce să spun, îmi place că ești un băiat perseverent, un băiat serios și îți dorești foarte mult, îți dorești mai mult de la tine și nu-mi rămâne decât să te felicit. Vă mulțumesc și încă o dată realizez, poate acum în ultimul timp, că nu este deloc o meșterie ușoară cea de moderator și vă știți foarte bine că vă stimez și de fiecare dată când prind ocazia și vă urmăresc emisiunile, încerc să mai fur așa, dragi telespectatori, cât un detaliu de la dumneavoastră. Puțin. Da, mai avem pe cineva la telefon, iată, telespectatorii sunt alături de noi în această seară. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Nicu Mihai de la Curtea de Argeș. Da, domnul Nicu, bine ați venit în legătură directă cu noi, iată. Bine, v-am regăsit. Da. Vreau să-i salut și eu pe invitații dumneavoastră, respectiv pe Andrada, pe bună domnul seara. Popa, pe domnul Birceanu. Da. Vă salutăm și noi. Să zic sănătate multă, succes în activitatea dânșilor. Mulțumim frumos. Mulțumim din suflet. Publicul îi iubește. Și noi pe dumneavoastră. La întreaga emisiune din această seară o dedic familiei mele, lui Ioana Nitescu și Nicu Vlad. Da. Lui Ior și Niculina Duță. Da. Domnul Didi Dumitrescu, scuzați, în pauza. Da, și lui Didi, da, colegul nostru. Și ieri, să-i zic prin intermediul dumneavoastră, dacă cumva ne urmărește, da, a fost ziua lui Simona Hirică, îi zicem la mulți ani. Așa este, la mulți ani. La mulți ani. Și pentru toți cei care vă urmăresc, da, vă mulțumim într-adevăr și eu voiam să-i dedic doamnei Simona Hirică, pentru că este un sprijin al meu acolo la Curtea de Argeș și luptă pe acest drum al promovării culturii argeșene. Luptă foarte mult, este un om deosebit. La mulți ani, Simona, dacă ne urmărești, cu sănătate și multe, multe împliniri. Dragii mei, aș vrea ca în această seară să începem discuția noastră cu concursurile de folclor. Pentru că, nu de mult, Andrada Cârciumaru a participat la un concurs județean care are loc la noi aici în Argeș. Este vorba despre concursul Mugurii Folclorului Argeșan. Un concurs, aș putea spune, mai ales că am fost prezentă, un concurs destul de greu. Au fost 28 de concurenți, s-au înscris 28 de concurenți. A fost un juriu profesionist format din profesori universitari, dar și taraful a fost extraordinar și pentru acest lucru aș vrea să-l felicit pe această cale pe domnul profesor dr. Sorin Mazil Lescu, cercetător la Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești. Aș vrea să vorbim puțin despre acest concurs, Andrada. Ai luat premiul întâi, ai obținut premiul întâi. Cum a fost? Cum te-ai simțit în concurs? Ce emoții ai? Ai avut emoții? Ce sentimente ai avut? A fost un concurs, cum ați spus și dumneavoastră, destul de greu, cu mulți concurenți. Nu prea mă așteptam la un premiu, pentru că eu am făcut o pauză în festivaluri. Am fost o perioadă, după care nu am mai fost, iar acesta a fost printre primele festivaluri, mai ales fiind aici la noi în Argeș, am avut foarte mari emoții, pentru că doamna mea profesoară avea încredere în mine și așteptări de la mine și mă bucur că am făcut-o mândră. Ai interpretat două melodii, o melodie lentă, o baladă practic, și o melodie ritmată. Pentru cei de acasă, pentru exemplificare, o să te rog să ne interpretezi și acum în emisiune o strofă din acea baladă.
Cu mare drag. Of, of, foicica fagului, pe drumeagul radului, drumul cârstienilor, potera haiducilor. Mergea Radu, ce mergea, potera mi-l urmărea, dar nici Radu nu ședea, pușca la ochi mi-o punea și după poteră da. Streșin la case pica, ulițe prin ei făcea, dar potera ce-mi striga, dar potera ce-mi striga. Dă-te, Radule, legat, ca un mare vinovat, cum o să mă dau legat la un voinic gulerat? Sunt voinic cu pălărie, nu-mi e frică nici de o mie, sunt voinic cu fruntea lată și mă bat cu voi o ceată. Foarte, foarte frumos, Andrada. Mulțumesc. Cu cine ai învățat această baladă? Cine este profesorul tău, mai bine zis? Profesorul meu este doamna Georgeta Chițoran Orășanu, pe care o salut pe această cale și mulțumesc pentru toate sfaturile bune pe care mi le dă. Și noi o salutăm pe Georgeta Chițoran. Cea de-a doua piesă a fost o melodie ritmată. Da. De aici, de la noi, din Argeș. De la noi, din Argeș. Neică inimă de piatră se intitulează. Necând și din această melodie o strofă? Sigur. Te rog. Nică inimă de piatră, mai vino la mine odată, of, nic al meu. Să vezi dorul cum mă poartă, desculță și dezbrăcată, of, nic al meu. Că nu-i dorul ca odată, măineicuță, când eram tânără fată, măineicuță. Că nu-i dorul ca odată, măineicuță, când eram tânără fată, măineicuță. Știi din repertoriul cui este? Din repertoriul doamnei Elisabeta Ticuță. Da, așa este. Cum ți s-a părut juriul? Ți s-a părut că a notat corect? Cum ți s-a părut? Da, mi s-a părut pentru că am urmărit cu atenție decernarea premiilor și mi s-a părut că este un juriu capabil, un juriu foarte serios, și din ce au spus dânsii, pentru că fiecare din membrii juriului au vorbit înainte de a decerna premiile și mi s-au părut oameni care meritau să fie acolo. Da, sunt într-adevăr, a fost un juriu foarte competent și mie mi s-a părut că au, de fapt nu mi s-a părut, am certitudinea că au notat foarte corect. Foarte corect, da. Cum ți s-au părut ceilalți concurenți, practic copiii de aici, de la noi, din Argeș? Prieteni de-ai tăi, colegi, de ce nu? Da, cu majoritatea sunt, am fost de fapt colegă și sunt copii foarte buni și foarte talentați. Consider că acest premiu te ajută în următoarea perioadă? Cu siguranță, fiecare reușită a mea consider că mă ajută. Adică nimic nu este mai frumos decât să-ți vezi roadele muncii. Anul acesta ai mai participat la vreun concurs? Până acum? Până acum, momentan, nu. Nu, dar în perioada următoare? Mi-am propus să particip la mai multe festivaluri. Da, la Maria Lătărețu? Îți doresc să ajungi? Este un concurs foarte greu național. Îmi doresc din suflet, dar peste ani, după muncă și răbdare, pentru că trebuie să muncesc foarte mult ca să ajung la nivelul să particip la acel concurs. Așa este. Andrada, o să te rog, pentru că am vorbit cu tine și pentru că ești singura fată de aici între doi cavaleri, o să te rog să deschidem seara muzicală cu primele două melodii pe care le vei interpreta, melodii de pe albumul intitulat Ascultă, omule bun. O să rog un coleg să arătăm și publicului acest album. Până atunci, pe tine o să te rog să mergi la locul pentru cântat. Da.
Stimați telespectatori, vă spuneam că Andrada Cârciumaru, la 16 ani, are o realizare foarte mare, un album cu mai multe melodii realizat cu orchestra Doina Gorjului. Acum, pentru dumneavoastră, Andrada Cârciumarul. Nu-i ca Argeșul Județ, ci Ascultă, omule bun. Sunt cele două melodii pe care le interpretează cu toată dragostea pentru dumneavoastră. Nu-i ca Argeșul Județ, de frumos și de măreț, măi. Râu-i poartă numele și luptă cu apele, măi. Nu-i ca Argeșul Județ, de frumos și de măreț, măi. Râu-i poartă numele și luptă cu apele, măi. Multe locuri întâlnești, la rugări sau în lereș, sau la voina, la cabană, nu bați drumul de pomană. Multe locuri întâlnești, la rugări sau în lereș, sau la voina, la cabană, nu bați drumul de pomană. La Ștefănești mi-e drag mie, unde pot gori de vie. Iar când strugurul se coace, să văd mostul cum se face. La Ștefănești mi-e drag mie, unde pot gori de vie. Iar când strugurul se coace, să văd mostul cum se face. Cazu și amaru, când privești la pulvidraru, oblind din bolta albastră, Argeșul-i mândria noastră. Uiți necazu și amaru, când privești la pulvidraru, oblind din bolta albastră, Argeșul-i mândria noastră. Fălesc de bună seamă că portie și maramă, pete fotă legătoare și opincile-n picioare. Mă fălesc de bună seamă că portie și maramă, pete fotă legătoare și opincile-n picioare. Ciorapi de lână, făcuți de buna bătrână, să se vadă că-s munteancă, floare mândră argeșancă. Argeșule frumos ești, ai cu ce să te mândrești, și de aceea-mi pare bine că sunt o floare din tine. Vreau să-ți spun, mă, ce
începe cu a fost odată un băiat și avea doar tată. Pentru că așa lăsase mama lui care plecase, fără milă părintească, numai tatăl să-l crească. Pentru că așa lăsase mama lui care plecase, fără milă părintească, numai tatăl să-l crească. Cu dragoste și răbdare l-a crescut, l-a făcut mare. Și acum la el când privește, din inimă se mândrește că îi poartă numele și îi calcă urmele, mă. Din inimă se mândrește că îi poartă numele și îi calcă urmele, mă. Tatăl împlinit se simte, mai vrea decât sănătate, când restare de toate. Altceva nu-i mai lipsește, doar atât își mai dorește pe băiat bine să-l pună și să aibă soartă bună. Să aibă o viață frumoasă și să ajungă să-și vadă nepoții prin o gradă.